care au fost negativiști de 21 de ani, este necesară o luptă. O luptă continuă pentru a apăra democrația, pentru a asigura unei țări o normalitate. Dacă ne uităm numai la evenimentele din ultimile săptămâni, din ultimii ani, înțelegem cât de important este ca fiecare dintre noi să ne implicăm în politică, așa cum au făcut eroii din 1989, din 1990, din anii care au urmat, în această confruntare cu hidra totalitară comunistă, anticreștină. Și mereu, cum le spunem și celor din Piața Victoriei care merg duminică de duminică, trebuie să pornim, cum ne-a învățat Ioan Alexandru, un tatăl nostru, și să ne punem speranța în Dumnezeu pentru a putea continua această luptă foarte grea. Dacă vă uitați în aceste zile cu câtă cinetenie structurile antinaționale ale FSN-ului acționează, numai evenimentele din ultimele 2-3 zile sunt ilustrative pentru modul cum aceste structuri, orice atin, spurcă. Este o problemă foarte importantă pentru România în acest an al centenarului, ca toți românii să se implice în politică. Nu vă puteți aștepta la rezultate. Nu vă puteți aștepta la rezultate. Nu vă puteți aștepta la victorie decât dacă vă implicați plenar în bătălie. Din păcate, cei mai buni dintre frații noștri stau deoparte sub diverse pretexte și în felul acesta s-a reușit la ultimele alegeri locale și parlamentare ca să fie aleși fel de fel de ticăloși în instituțiile care conduc țara cu voturile a câtorva 10-12%, iar masa mare de oameni care se consideră patrioți, refuzând să participe la alegeri, refuzând să încurajeze partide care cum sunt, care se dovedesc împotriva structurilor criptocomuniste, au dus țara în această situație. E de învățat minte și sperăm cu toții să tragem concluzii și în lunile viitoare și în anii viitori să acționăm fiecare în politică, în a sprijini ieșirea României din această situație. Dumnezeu să ne ajute!